stațiunea balneoclimaterică este acel loc dotat și amenajat în scopul valorificării unor factori naturali de cură și resurse climaterice asociate unor resurse turistice naturale și antropice. România are un potențial balneoclimateric important. Localitatea Băile Herculane se află în sud-vestul țării, mai exact în județul Caraș Severin, pe Valea Cernei. Această localitate are o populație de 6.000 de locuitori. Originea Băilor Herculane se întinde pe o durată de aproape 2 milenii. Bazele stațiunii au fost puse în anul 102 după Hristos de împăratul Traian, romanii introducând cultul balnear preluat de la greci pe care apoi l-au dezvoltat. Numele stațiunii de care este legat și numele societății noastre vine de la zeul Hercules, fiul lui Zeus și al frumoasei Elena. Franz Joseph, împăratul Austriei, considera că Băile Herculane sunt cea mai frumoasă stațiune de pe continent în anul 1852. Climatul este de depresiune submontană cu influențe submediteranee. Se tratează în principal afecțiunile reumatice. Din păcate, foarte multe clădiri istorice ale stațiunii se află într-o stare avansată de degradare. Stațiunea din nord-vestul României, situată la o altitudine de 140 de metri în câmpia Crișurilor, se află exact în zona de contact cu dealurile și munții Pădurea Craiului. Băile Felix se află la doar 9 km de orașul Oradea. Principala trăsătură a stațiunii Băile Felix este temperatura ridicată a apelor termale de aici, ce stabilesc recorduri de aproape 50 de grade Celsius. Din acest motiv, la Băile Felix se poate merge pentru sejururile de tratament în aer liber, inclusiv în timpul iernii. De remarcat este că această stațiune este frecventată și de turiștii străini, în special de cei maghiari și germani. Orașul se află la o altitudine de aproximativ 500 de metri, la poalele munților Gurghiu, în estul județului Mureș, pe cursul superior al Târnavei Mici. Are o populație de peste 10.000 de locuitori, fiind atestat în 1602. Apele lacurilor din Sovata au proprietăți clorosodice, prezentând fenomenul de heliometrie. Cel mai mare și important lac din Sovata este lacul Ursu, acesta având o suprafață de 46.000 de metri pătrați. Techirghiol este un oraș în județul Constanța și are o populație de 7.300 de locuitori. Se află la 15 km de orașul Constanța și la 2 km de Forie Nord. Techirghiol este printre primele stațiuni din România cu o companie din domeniul farmaceutic care folosește ingrediente extrase din lacul cu același nume în scop terapeutic. Techir este brandul cosmetic terapeutic ce utilizează ingrediente precum namolul sapropelic și apa salină în compoziția produselor sale. Stațiunea Călimănești-Căciulata se află la poalele Carpaților Meridionali, pe malul râului Olt, la 18 km nord de Vâlcea și la 80 de km sud de Sibiu. Încă de la începutul secolului 20, la hotelul central din Călimănești, se făceau cure interne cu ape minerale de la izvoarele care se află atât la Călimănești Centru, cât și la Căciulata. Pe insula Ostrov se află un schit. În nordul stațiunii regăsim ctitoria lui Mircea cel Bătrân și anume Mănăstirea Cozia. În apropiere se află Parcul Național cu același nume. Cam atât din acest episod 5 minute de geografie. Nu uitați să dați subscribe la canalul meu. De asemenea, puteți să ne urmăriți și pe Facebook și blog. Până data viitoare, numai bine!